Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să fac un videoclip în care o să vă arăt din nou iepurașii și o să vă spun ce am pățit la ei. Da. Haideți să începem cu acest iepuraș. Aici am iepuroiul ăsta, foarte frumos, care o să-l țin ca matcă, deoarece celălalt l-am vândut. Am spus și în videoul trecut că-l vând. După care aici am mutat iepuroica. Am mutat iepuroica de sus, sus e liber acum. Am mutat-o aici. Așa. După care aici am iepuraica cu puișorii, care am încercat să o dau și pe ea la montă, dar nu a stat, nu a vrut să stea. Și pe asta la fel am încercat să o dau și pe cealaltă am vrut să le dau pe toate trei odată. Adică în primul rând pe asta și pe asta. Dar din păcate nu a stat. Și o să dau mai încolo. Mâine, poi mâine. Da, aici mi-e purași ăștia. Au o lună și două săptămâni, o lună și jumătate, la fel și ceilalți. Așa. După care aici, după cum știți, am avut iepuraica aia, o mai am, dar nu știu ce a intrat la ei, uitați, ceva câine, nu știu ce a intrat, că ei au uitat. Aici a tras, cum puteți observa, a ros și aici, bine, aici a ros iepuraica, dar aici a ros el, nu știu ce. A scos-o din șuruburi și aici era, asta ia uitați, avea șuruburi, asta era prinsă înăuntru, așa, gen așa, ceva mai băgat mai încolo și au ieșit toți iepurașii, adică cei doi și cu femela și au ieșit și nu i-am mai găsit. Acolo nu i-am mai găsit așa repede, dar după care au ieșit, pentru că erau speriați și au ieșit și i-am prins și acum i-am băgat în altă boxă aici. Și sunt toți bine, sănătoși. Așa, am pus un pic de apă că nu au mai avut. Așa. Și ei au tot la fel. Tot o lună și două săptămâni. O lună și o săptămână, tot între ei. Sunt două zile sau o zi este diferență, cam câteva ore, aproape o zi diferență între ei. După care aici am cele două iepuraice, care una urmează să o dau la cineva. Ia uitați ce labe mari are. Și aici nu mai am absolut nimic, va trebui să fac curățenie și să o pregătesc pentru cei patru puișori, pentru că urmează băgați acolo în două săptămâni și da. Deci cam ăsta a fost la iepuraș și acum hai să vă arăt și la
rățuște, dacă regăsesc. O să le caut și o să vi le arăt. Am revenit. Rațele nu le-am găsit, dar am decis să vă arăt și cele patru oi pe care le mai am. Acolo este un berbec, doi berbeci și două miele. Foarte frumoase. Da. Așa. Frațele de pandată nu le găsesc. Nu știu. Sunt duse pe undeva. Da. Da. Cam ăsta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Mini Ferma lui Otmiel, și să facem cât mai repede 400 de abonați. La 400 de abonați o să vă arăt ceva nou aici. Dar ăsta a fost. Haideți să strângem la acest videoclip 50 de like-uri, pentru că putem. Și să facem cât mai mulți abonați, să fim cât mai mulți prieteni. Și da, ăsta a fost. O să ne revedem data viitoare într-un alt videoclip. Din nou la curaj. La revedere!